FC Botoșani va lua startul în noul sezon pe teren propriu în compania unei echipe care a reușit să se salveze in extremis de la retrogradare în campionatul anterior. După ce în ultimii trei ani FC Botoșani a reușit două calificări în play-off și o participare în preliminariile Europa League, Mihai Teja este obligat să facă și el performanță cu echipa din nordul Moldovei. Au fost rezultate foarte bune, Marius a făcut o muncă extraordinară aici, două calificări în play-off, într-adevăr, cupe europene. Încercăm să reconstruim echipa pentru că au plecat și mulți jucători, mai avem nevoie de jucători, am vorbit cu domnul Valeriu și ușor încercăm să, din punct de vedere cantitativ, să fim și calitativ o echipă și numeroasă și puternică. Și sper ca, nu știu, într-o săptămână, două să mai vină jucători și să formăm un grup bun. Chindia Târgoviște va fi primul adversar al moldovenilor din actuala ediție de campionat. Fără să își subestimeze adversarul, Mihai Teja își dorește victoria echipei sale. Ne dorim să câștigăm. Este un meci greu, un meci în care întâlnim un adversar la fel determinat și el să câștige, pentru că s-a schimbat antrenorul și acolo s-a creat o altă emulație, dar... Noi suntem mai motivați, vrem să arătăm în fața publicului care a fost și astăzi o parte din el, să arătăm bine și să câștigăm acest meci. Meciul dintre FC Botoșani și Chindia Târgoviște va avea loc luni 18 iulie, cu începere de la ora 18:30.